Un avion de vânătoare necunoscut, posibil de a 6-a generație, a fost observat în China. Fotografii cu o nouă aeronavă, care ar putea fi un avion de vânătoare de a 6-a generație, au fost postate pe internetul chinezesc. Imaginile au fost publicate de observatorul militar Status 6 pe contul său de pe X. Aparatul, supranumit J-50, a fost observat pentru prima dată în ianuarie, zbura la mare altitudine, așa că era imposibil să se vadă avionul în detaliu. Noile fotografii oferă mult mai multe informații despre designul său. Imaginile publicate arată că aeronava este echipată cu două motoare cu duze plate și cu capacitatea de a controla vectorul de tracțiune. Sub partea centrală a fuselajului există admisii de aer supersonice fără deviator, iar între longeroanele trenului de aterizare clasic cu trei piloni se află probabil un compartiment intern pentru armament, adică rachete și bombe. J-50 este proiectat ca un avion fără coadă, fără chilă verticală. Acest lucru reduce rezistența aerodinamică și permite aeronavei să zboare mai eficient la viteze de croazieră și supersonice, precum și crește volumul intern al fuselajului pentru combustibil, sisteme sau sarcină utilă. În același timp, absența chilei și efectul redus de levier pentru controlul vertical afectează negativ manevrabilitatea. Totuși, aceste dezavantaje sunt compensate de motoare cu vector de tracțiune controlat și sistem electric de telecomandă. Cabina de pilotaj este cu un singur loc, iar botul seamănă cu un element similar al avionului de vânătoare J-20 de a 5-a generație, ceea ce ar putea indica faptul că dezvoltarea aparține Chengdu Aircraft Industry Corporation. Este demn de remarcat faptul că aspectul general al J-50 este similar cu cel al avionului american de vânătoare F-47 din a 6-a generație. Dacă presupunerile se confirmă, aceasta va însemna că Beijingul este înaintea Washingtonului în cursa pentru o nouă generație de avioane de luptă, primul F-47 ar trebui să zboare abia în 2028. Având în vedere că China are o aeronavă grea J-36 de a 6-a generație, se poate presupune că industria de apărare chineză dezvoltă o combinație de aeronave de tip purtător de rachete grele, bombardier și acoperire, care poate zbura pe distanțe lungi la viteze mari, ceea ce este deosebit de important în regiunea Indo-Pacifică. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!